Dimineața, vă salută Tatiana. În această dimineață vom continua mandala. După cum știți, am ajuns aici la capătul rândului. Acum eu voi scurta firul și voi închide această parte a lucrării. Vom închide, așa cum știți, cu croșetul. Vom ascunde firul dedesubt, în modul în care acesta să nu se vadă. Vă rog să vă amintiți din nou cum am închis celelalte lucrări. Vom sări două piciorușe, vom scoate firul prin spatele lucrării și apoi îl vom ascunde, astfel nu vom avea, uitați-vă, deci nu se vede unde am închis. Deci întotdeauna când lucrați, nu uitați acest mic amănunt. Acesta este important pentru a da o față frumoasă lucrării noastre și eu voi continua să ascund firul cu croșetul. Dumneavoastră, dacă doriți, repet din nou, puteți ascunde cu acul. Eu voi închide în acest mod. A trebuit să mă opresc din filmări, deoarece eram foarte obosită și nu doream să fac ceva greșit. Era deja și foarte târziu, pentru că în spatele fiecărui tutorial văzut de dumneavoastră sunt ore de lucru, bineînțeles, lucrez în afara timpilor filmării. Aici voi scurta firul și voi da această parte deoparte pentru acum. Vom lua cercul. Cercul pe care vom executa mandala noastră. Dacă nu aveți un cerc dintre acestea cumpărat din comerț, puteți foarte bine să vă procurați, să vă faceți de fapt un cerc dintr-un fir de sârmă mai gros. În momentul acesta, ați văzut, am făcut un ochi de lanț de început. Eu voi începe încet, încet să fac piciorușe scurte pentru a îmbrăca cercul. Primele piciorușe vor fi un pic mai dificil de executat. Voi trage aici capătul de fir bine, în modul în care să nu-mi dea probleme și apoi, bineînțeles, trecând cu croșetul, voi îmbrăca acest cerc încet, încet, ascunzând și capătul de fir în același timp. Sper că v-a plăcut și cea de-a doua poezie pe care am prezentată de mine pe canalul secundar Tatiana cu de toate. Poezie care pe mine m-a inspirat, o poezie scrisă într-un moment în care, de fapt nu doar într-un moment în care am realizat acest fapt, ci de mult timp mă gândesc că suntem precum niște actori care pe scena vieții interpretăm un rol, pentru că fiecare am venit pe acest pământ cu un rol bine determinat și aceasta este menirea noastră. Dacă nu v-ați abonat încă, vă puteți abona. Canalul se numește Tatiana cu de toate. Sunt mai puține videoclipuri acolo, deoarece sunt la început și pe măsură ce va trece timpul, bineînțeles, și acolo voi lucra mai un pic mai mult. Deci, în felul acesta, noi vom continua să îmbrăcăm cercul de jur împrejur, apoi ne vom reîntâlni. Am terminat de îmbrăcat cercul în
firul de bumbac. Așa să vă spun, lucrând în mod normal, fără grabă, mi-a luat o jumătate de oră. Deci, vă dați seama că în spatele fiecărei lucrări sunt într-adevăr ore de muncă. Acum eu voi încheia rândul și voi închide această parte a lucrării, după care voi ascunde capătul de fir în modul în care acesta să nu se vadă. Și apoi vom continua. Pe măsură ce lucrez, eu îmi dezvolt ideile, mai ales în momentul în care fac o lucrare pentru care nu am o schemă. Ați văzut, eu am foarte multe cărți cu modele pe care le combin, le învârt, le fac în modul în care să creez ceva deosebit de fiecare dată. Deci, pe măsură ce lucrez, îmi dezvolt anumite idei și astfel am ajuns la concluzia că și pentru această lucrare este nevoie de un pic de să diversificăm și apoi veți vedea în ce mod. Deci eu acum termin de ascuns acest capăt de fir în modul în care dumneavoastră știți, încheiind astfel încât să nu se observe acel loc atât de urât. Între timp eu am pregătit una cu firul transparent. Nu puteți să-l vedeți, firul transparent care mă va ajuta să închei lucrarea noastră. Voi întoarce partea principală a lucrării pe dos și voi intra cu acul, cu firul transparent, în modul în care să-i dau cât mai multă stabilitate acestui fir și el va fi ajutorul nostru în a atașa partea principală a lucrării de cercul îmbrăcat. Voi face modul în care acest fir să nu se vadă, dar în același timp să îi dau stabilitate. Ați văzut, l-am lăsat destul de lung și aceasta, deoarece vom avea nevoie, veți vedea modul. Deci eu în acest moment am dat stabilitate acestui fir, după care voi trece prin unul dintre aceste piciorușe. Vă amintiți că avem piciorușele duble aici. Voi trece cu firul transparent și voi ajunge în mijlocul, deci în cel de-al doilea ochi de lanț, în mijlocul acestei mici arcade formate din cele trei ochiuri de lanț. Acum voi pune totul pe mijloc, pentru că trebuie să întindem bine lucrarea noastră, să aibă nu acel aspect de cârpă, să fie foarte bine întins. Voi întoarce în felul acesta, vedeți, toată această parte a lucrării. De aceea eu nu am continuat filmările în seara anterioară, deoarece știam că încă este de lucru, așa cum v-am spus, doar să îmbrac acest cerc mi-a luat o jumătate de oră. Așa, deci am întors în felul acesta, voi pune astfel întreaga lucrare, după care încet încet voi atașa partea centrală
este cercul nostru deja îmbrăcat. Deci voi intra cu acul aici. Sper să se vadă. Și să scuzați dacă mi-arăt mâinile prea mult, însă lucrez cu mâinile în felul acesta. Din nou voi intra un pic cu acul prin interiorul cercului în mod direct, nu al cercului, al spațiului format din cele trei ochiuri de lanț, astfel încât să-i dau stabilitate. Cu atenție, eu am lăsat firul lung, trebuie să fim atente să nu-l încurcăm. După care, încet, încet, voi intra cu acul și mă voi deplasa către următorul colțișor care va trebui atașat. Vedeți, aici este nevoie de foarte multă răbdare. Nu am reușit să răspund doamnei Valentina pentru că internetul meu aproape nu funcționează. Aici, în Italia, a avut loc o importantă trecere de la o fibră la alta. Această perioadă de trecere, o perioadă care se poate prelunga, scuzați, pentru foarte mult timp, nu se vede bine la televizor. Sunt serii în care nu există deloc program. Nu este calitatea dorită a rețelei de telefonie mobilă. Lipsește internetul foarte frecvent, dar nu peste tot. De exemplu, în această regiune unde sunt eu, Emilia Romagna, au spus că încă nu au pus în ordine repetitorii. Așa, pentru a vă da un indiciu de ce de multe ori nu reușesc să răspund la anumite comentarii. Vă urmăresc și tutorialele dumneavoastră celor care sunteți înscriși cu întârziere, că despre live-uri, dacă reușesc să intru undeva la un moment dat, mi se oprește conexiunea cu internetul și atunci rămân pe din afară. Bineînțeles, eu apoi revăd toate acele videoclipuri, live-urile, unde dau comentariu să știți că am urmărit integral acel material. După cum vedeți, în timp ce eu vorbesc, deja mă deplasez către următorul colțișor. Și să mă reîntorc la partea principală a mesajului. Nu am reușit să răspund doamnei Valentina, care îmi scrie acolo că pun foarte mult suflet. Sigur că da, eu pun foarte mult suflet în tot ceea ce realizez, pentru că aș dori ca și dumneavoastră să învățați măcar ceea ce am reușit să învăț eu. Și nu o fac din orgoliu, sau o fac doar din plăcerea de a ști că și altcineva poate lucra și dorește să lucreze, și sunt persoane care într-adevăr doresc să lucreze, însă nu găsesc canale de YouTube pentru începătoare. Deci, eu am vrut să ajung în acest colț. Ați văzut cum am făcut trecerea și îmi voi fixa fiecare colțișor. Bineînțeles, îl vom întinde în modul în care el să fie foarte bine. Vom continua singure.
Am încheiat de cusut fiecare colțișor cu firul transparent. Acum eu deja mi-am montat două din agățătorile pentru mandala și acum cu dumneavoastră eu am folosit aceste mărgele care au, vedem imediat, un centimetru diametru pentru acestea. Am folosit aceste mărgeluțe la metru. Lungimea acestora o faceți în funcție de dorința dumneavoastră. Deci două pe margini vor fi mai scurte, iar cea de pe mijloc un pic mai lungă. În acest moment eu voi pune un pic din lipiciul lichid aici, exact unde este gaura mărgeluței, și voi lipi mărgeluțele la metru. Le voi pune aici pentru că se îmbină perfect cu gaura mărgelei mari și voi ține astfel încât să se lipească. Iar apoi ne întâlnim. După ce s-a întărit și s-au lipit mărgeluțele, vom pune și pe partea aceasta a găurii un pic din lipiciul lichid. Eu nu dispun de alte accesorii, deoarece, așa cum ați văzut, fac anumite lucrări în funcție de fotografiile trimise de dumneavoastră. Și pentru a avea toate accesoriile, ar trebui să am un magazin întreg aici, însă nu am. Și mă folosesc de ceea ce am, deci improvizez. Am pus lipiciul lichid, acum am introdus penele și aștept să se usuce bine. În momentul în care s-a uscat bine lipiciul, cu firul transparent, din nou, noi vom coase mărgeluțele la metru aici. Și în felul acesta le vom da stabilitate și nu se va vedea ceea ce am lucrat. Dacă nu, puteți folosi chiar și lipiciul lichid. Așa, să vedem să intru exact. Și acela este indicat, nu se desprinde. Veți vedea că este foarte, foarte ușor de folosit și este foarte durabil. Deci vom coase bine aceste mărgeluțe. Facem modul în care să le prind. Iar noi ne vom întâlni după ce terminăm de atașat mărgeluțele. Deci ați văzut, în fiecare colțișor vom atașa astfel mărgeluțele. Mă opresc deoarece trebuie să iau în mână și dacă lucrez în mână nu veți vedea. După ce am cusut bine mărgeluțele, acest fir transparent îl vom ascunde în modul în care să-i putem da stabilitate și mereu, așa cum am procedat eu și dumneavoastră, va trebui să luați lucrarea în mână pentru a reuși să lucrați cum trebuie, însă atenție să nu încurcați firul transparent, pentru că apoi nu veți reuși să finalizați lucrarea. Deci și aici este nevoie de mare atenție. Voi intra în modul în care să-i pot da un pic de siguranță și acestui fir și apoi vom finaliza lucrarea. După ce dăm siguranță firului, sper să nu-mi iasă firul din ac și să nu. Este un pic mai migălos aici, însă eu cred că merită, de moment ce doamna respectivă a dorit acest tutorial, cred că merită și va fi și pe placul dumneavoastră. Și apoi, după cum ați văzut, vedeți, am atins deja camera. De aceea nu doream să
să cos aici de față cu dumneavoastră și partea cu mărgeluțele. Așa, deci acum am făcut nod, am întărit firul. Acum îl voi scurta. Nu, 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 îmi pleacă toate mărgelele. Deci voi scurta acest fir și îl voi întări cu bricheta. Voi arde un pic aici, cu atenție să nu ardeți ceea ce am lucrat. În felul acesta îi vom da și mai mare stabilitate. Atenție să nu, așa, să nu vă ardeți mâinile în felul acesta. Astfel am procedat pentru trei colțuri. La urmă veți vedea exact în mărime. Pe mijloc am pus pene albe, iar pe părți am pus penele crem, pentru că nu am găsit altceva. Acum vom ascunde și acest fir. Vom ascunde singure și ne reîntoarcem. Acum eu voi folosi un metru din această panglicuță, care are lățimea de un centimetru. Deci un metru am măsurat. Dumneavoastră veți spune cât veți dori. Și ce vom face acum? Va trebui să creăm și partea unde va fi agățat mandala. Deci pun în două, în felul acesta, deasupra, partea de deasupra, după cum vedeți, eu pun perfect în două. Ne orientăm în funcție de locurile unde am atașat mărgeluțele. Deci eu voi intra după acest colțișor, în felul acesta. Voi trece cu panglicuța prin mijloc, astfel. După care mă întorc, sar un colțișor și mă întorc înspre următorul. Iar aici vom face în modul în care să facem ceva așa mai deosebit. Și anume, să pun perfect. Această parte, din nou, voi intra ambele părți. Voi face precum un mic nod. Aceste două părți le voi pune în felul acesta. Voi sigila materialul cu bricheta foarte puțin, atât cât să nu se desfacă, iar pentru a nu se vedea urât aici, voi face o altă șmecherie. Îi dăm o notă deosebită. Deci, așa cum v-am spus, deja am modificat modelul inițial. Trebuie să lăsăm întotdeauna fantezia să lucreze, să creeze pentru noi. Din moment ce lucrăm lucruri de mână, trebuie să avem și fantezie foarte multă. În felul acesta, ia vedem, vom pune aici una dintre mărgeluțele de cele mari, de un centimetru diametru. O voi lipi cu lipiciul lichid.
Astfel vom da siguranță și nodului, care va ține întreaga lucrare sus și va fi un pic mai deosebit, un pic mai chic. Așa, mie întotdeauna îmi place să adaug mici, să vin cu mici idei. Așa, după ce se lipește bine aici, noi ne întâlnim. Deci, cam așa se prezintă mandala. O voi ridica un pic mai sus, să vedeți și restul. Bineînțeles, voi face fotografie și voi pune pe comunitate, pe Facebook. Eu sper să vă placă ceea ce am realizat. Așa cum vă spuneam, am realizat cu materialul disponibil. De aceea, dacă v-a plăcut lucrarea, dacă v-a încântat și acest proiect, scuzați că... camera mea a căzut de aici din suportul ei, așa. Vă rog să lăsați un like, un comentariu și, de ce nu, cine nu este înscris încă pe acest canal, se poate înscrie. Cine dorește să devină membru, poate deveni membru. Iar eu, ca întotdeauna, vă îmbrățișez cu drag și, ca întotdeauna, vă spun, vă iubesc, vă doresc o zi minunată și vă voi aștepta alături de mine cu noi tutoriale. La revedere!